Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Republica Fantastică România s-au făcut multe stadioane în ultimii ani. În noastră patrie sau în noastră patrie, se multe stadioane sunt. Celebre stadioane chiar în weekend se inaugurează. A, stai că vorbim luni. Au pus și lumină, mă, la Giulești acolo. Avem aveți de toate, curent? Mă, știi cum strălucește. Bun, frumoase, da? Mă rog, pe cât n-avem noi fotbal, pe atâta s-a investit și mai mult în stadioane de fotbal, pentru că toată lumea știe că ai nevoie de cât mai multe potcoave înainte să-ți iei cal. Mai întâi îți iei potcoavele, le aranjezi pe toate frumoase. Ia zi, Luca, nu-i de acord să rău. Nu, dar la noi în țară e situația de așa natură din punct de vedere sportiv, că nu prea e cum să faci. Adică noi avem stadion, de exemplu, și la Piatra Neamț, unde de când cu săracul Nea Penalti s-a dus și fotbalul. Aici. Și mai sunt, la Turnul Severin. Da, mă, sunt multe, tocmai sunt am zis. Stadioane care... Care ce? Multe stadioane frumoase. Din nefericire n-au echipă. N-au fotbal. Dar acum, dacă vorba aia, dacă există piața, o să apară și cererea. Cam, cam așa e. Da. La noi n-am făcut invers. Bun. Bun, suntem răi. Bun. Ok, stadioane sunt bune. Iată, cazul stadionului din Târgu Jiu. Nou-nouț, frumoșel, 30 de milioane de eurici, 12.000 de locuri, lucios tot. El trebuia să fie gata în 2016, s-a inaugurat în 2019, după care au început lucrări la gazon, firește. Da. Cu gazonele nu ne merim deloc. Deloc, mă, ne întâmplă, dar nu ne merge asta cu gazonul, da. N-avem noi. Da, nici vaca nu... Singurul gazon era pe Giulești pe vremuri. Domnul Bun. Copos. Rămâneți concentrați pe subiect, da, da, frumos, da, că tot aveți... Aveți tendința asta să derapați. Pe că dacă aveam gazon bun, aveam și o carne de vită corectă aici. Bun, deci la Târgu Jiu nu mai știu ce face echipa Pandurii. Echipa Pandurii, ea acolo joacă pe acest stadion. Pandurii ea... Târgu Jiu. Da, e prin Liga a 3-a săraca, dar are stadion de 30 de milioane de euro. De când cu sindicatul, cu domnul Condescu. Da. Bun, s-a sperat un timp că măcar unele meciuri ale naționalei se vor putea disputa aici, pe acest stadion foarte frumos. Doar că ce să vezi... El, unul dintre cele mai noi și mai moderne din Oltenia, dacă nu chiar în țara întreagă, ce să mai zicem, nu a putut fi omologat UEFA pentru meciuri internaționale. De ce s-a întâmplat asta? Scrie că nu e nou? Observator News. De ce? Pentru că o sumedenie dintre spațiile de lucru din arena au fost atribuite funcționarilor din oraș. Cum adică? Avem un stadion, ce facem cu el? Fotbal n-avem. Hai să... Deci, să-l împărțim. Birouri. Deci, potrivit standardelor UEFA... O arenă de genul ăsta trebuie să pună la dispoziție echipelor de fotbal așa. Să fie birou de presă, sală de lucru, birou pentru oficial, cabinet medical, cabinet control antidoping, sală de conferință și așa mai departe și așa mai departe. Sunt niște cerințe. Vin oamenii de la UEFA ca să facă o clasificare sau ce se... Bun. Și în incinta arenei sportive funcționează acum mai multe direcții din cadrul primăriei Târgu Jiu, DSP-ul, un centru de vaccinare și mai sunt și spații unde se depozitează ajutoarele venite de la Uniunea Europeană. 2000 de metri pătrați pe cele 5 etaje ale stadionului sunt ocupate de acestea. Deci mergi la primărie să-ți iei o semnătură, te duci la stadion, urci la etajul 4, da, treci pe gazon frumos, traversezi și te duci să-ți iei semnătură. Cum explică primarul din Târgu Jiu situația? Citez. Sunt spații comerciale care au fost prevăzute cu această destinație în momentul în care s-a realizat stadionul și spații administrative. Acolo există o interpretare cu rea credința unora că acele spații administrative ar fi cu dedicație doar pentru activitatea sportivă. Nu, fiind stadion, de fapt acolo se poate face și un service auto. La adică, nu? Se poate deschide un mega imaj, care e problema? Deci cu rea intenție, dacă e spațiu administrativ, de ce să nu faci acolo ghișeul taxe și impozite al primăriei? Scrie ce spațiu administrativ, scrie ce. Tu știi ce târg poți să faci acolo? Da. În weekend, în cadrul organizat, mai ai și parcare, da? Că parchezi pe gazon direct. Iată, da. Deci UEFA zice, trebuie spații administrative pentru oficialii de fotbal ăștia care vin birou de presă, nu știu ce. E birou de presă? Facem DSP aici. Dăm la DSP ceva. Ce spații mai suntem? Spațiu pentru recoltare, control antidoping. Aici punem ajutoarele de la Uniunea Europeană, că în fond numai cu rea credință cineva ar putea crede că dacă sunt spații administrative pentru activitatea sportivă, nu pot fi folosite și pentru depozitare. Corect. Ceva. Auzi, noi facem mișto de treaba asta, că ne-am obișnuit cu lucruri de genul ăsta. Republica Fantastică României în fiecare zi și vorba aia avem subiecte... Dar dacă n-au venit oficiale aia UEFA, eu vreau să știu ce e în capul unui oficial UEFA, că au venit niște oameni, da? Și aici ce aveți aici? Și au venit și au zis, hai să vedem, uite, unde este magazia de nu știu ce, unde nu... Și au găsit DSP și alte lucruri. Aici e tanti Mimi, care eliberează adeverințe de parcare pentru noi, știți?
că avem și noi nevoie, suntem un oraș mare. Și mai încolo, mai încolo este direcția Lopeți, la noi, iarna. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.